Fosta școală Regina Maria, acum structura Colegiului Național Pedagogic, este în plină reabilitare. Conform reprezentanților primăriei municipiului Deva, aceste lucrări vor fi finalizate înainte de termenul prevăzut în contract, ceea ce înseamnă că de la începutul anului școlar viitor, elevii vor studia într-un sediu proaspăt renovat. Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, finalizarea de lucrare este în data de 13.08.2022. Avem un stadiu fizic de 63% și la ora actuală se lucrează la amenajările exterioare, mai precis amenajare curte școală, rețele de canalizare, rețele din cinta școală, zonă vopsit marcaș, împrejmuire, ziduri de sprijin, gradene, loc de joacă și dotările care vor fi achiziționate pentru colegiu. Este cel mai avansat proiect. Sper că avem o confirmare din partea constructorului că va termina mai repede lucrarea decât cea prevăzută în contract. La fel stă situația și cu fostul liceu de chimie, care acum aparține de Colegiul Național Decebal din Deva. La Colegiul Național Decebal, strada Oituz, avem o finalizare de lucrare conform contractului în 10.09.2022, un stadiu fizic de proiect de 45% și mai sunt necesare să se execute lucrări de finisaje, instalații electrice, instalații interioare, răcire, încălzire, ventilare, rețele exterioare termice, cazan, gaz, montaje, utilaje și echipamente tehnologice. În ceea ce privește lucrările de reabilitare de la școala gimnazială Andrei Șaguna, acestea sunt într-un stadiu incipient, iar finalizarea lor este prevăzută spre sfârșitul anului viitor. La Colegiul Școlii Gimnaziale Andrei Șaguna, lucrarea a început de curând și finalizarea lucrării este în 25.11.2023. Avem un stadiu fizic de proiect de 6% în care au avut loc lucrări de desfaceri, demorări, izolații, instalații electrice interioare, deci tot ce trebuie dezafectat și demolat. Iar la corpul școală, clădire numărul 2, arhitectură, acolo s-au dezactivat inclusiv și echipamentele. Aici suntem într-un stadiu incipient, dar cu siguranță va fi finalizat în termen. Toate cele trei lucrări de reabilitare sunt finanțate cu fonduri provenite de la Uniunea Europeană.